O acțiune în forța Gărzii Naționale de Mediu, Poliției și Jandarmeriei a avut loc joi dimineață la Săruleș Gară, județul Călăraș. Au fost vizate activități pentru identificarea de depozite ilegale de deșeuri și a persoanelor care se ocupă cu activități de comerț ilegal cu deșeuri. Pentru această acțiune au fost mobilizate 9 echipe cu 21 de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, 65 de polițiști și 180 de jandarmi. De asemenea, în acțiunea de control au fost utilizate un utilaj pentru încărcarea deșeurilor, 5 platforme pentru transport și un elicopter. La acțiune au fost prezenți ministrul mediului Tanțoș Barna și comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu. Acțiunea de la Sărulești are deja rezultate concrete. Pe lângă cele 20 de amenzi în valoare totală de 308.000 lei, aplicate celor care se ocupă cu comerțul ilegal de deșeuri, a fost suspendată activitatea pentru 5 societăți comerciale și au fost confiscate 50 de tone de deșeuri. Echipele de control au dispus ridicarea acestor deșeuri depozitate ilegal pe domeniul public și salubrizarea zonelor respective. Astfel de acțiuni vor continua și în alte localități în care se desfășoară activități ilegale de colectare a deșeurilor reciclabile. Localitatea Sărulești, județul Călăraș, la o acțiune de control organizată de Garda de Mediu, de domnul comisar șef Berceanu, împreună cu forțele Ministerului de Interne. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului personal și forțelor din Ministerul de Interne pentru sprijinul acordat. Este o localitate unde se desfășoară activități ilegale de colectare și sortare deșeurilor, de procesare deșeurilor. Sunt foarte multe arderi ilegale. Este motivul pentru care această acțiune a fost organizată de Garda de Mediu. Aș vrea să mulțumesc de asemenea Ministerului de Interne și Ministerului Justiție. În ultimele două luni, trei luni, am avut foarte multe întâlniri pe tema criminalității organizate din domeniul gestionării deșeurilor. Cele două ministere vin în sprijinul Ministerului Mediului, pe de o parte cu forțe de ordine care ne ajută la asemenea controle și, cel mai important, poate, sprijinul Ministerului Justiției, care organizează, practic, care caută soluția de profesionalizare a procurorilor pe criminalitatea de mediu. Fără da și poate există rețele organizate de crimă organizată în domeniul financiar, în domeniul colectării, în domeniul sortării și aceste rețele trebuie distruse.
Am ajuns aici în urma unor verificări de documente, de acte vis-a-vis de transporturi ilegale de deșeuri, transporturi ilegale de metale obținute din incinerarea deșeurilor. Pe lângă aceste deșeuri găsim și multe deșeuri toxice pentru noi și pentru mediu, de aceea igienizarea locațiilor respective este prioritară. Dăm un semnal în această piață a deșeurilor, piață ilicită, care se dezvoltă în fiecare zi și celor care vor să aducă în România deșeuri pe această cale. De asemenea, autoritățile locale trebuie să înțeleagă că astfel de activități sunt ilegale și trebuie să le ducă în zona de legalitate, să prin amenajări specifice sau să colaboreze cu instituțiile statului. Avem 180 de jandarmi care ne ajută, 65 de polițiști, 23 de fapt, pe mine mă pun la număr, de comisar din Garda de Mediu. Și munca noastră este să prevenim astfel de depozitări ilegale. Tot ce vedeți aici, tot uleiul pe care îl vedem pe stradă, toate deșeurile astea se scurg direct în pânza freatică. Pânza freatică e puternic afectată, solul e puternic afectat, sănătatea noastră este afectată. De fiecare dată când ați venit pe A2, probabil ați văzut incendieri ilegale din această zonă. Ceea ce facem este doar un exercițiu tactic pe acest câmp al infracționalității de mediu. Vom reveni cu acțiuni similare și în restul țării. Avem un prim exemplu pozitiv în Sintești, lângă București, unde aceste incendieri aproape au încetat. Acolo comunitatea locală s-a organizat și îmi doresc din tot sufletul să avem un Sărulești care va crește după exemplu comunității din Sintești. Acolo aveți comparație cu Sinteștiul, domnule Berceanu, da. Aș vrea să-mi spuneți care sunt legăturile dintre Sintești și Sărulești. Ce ați găsit acolo ca să vă poată conduce la această acțiune aici în Sărulești? Multe companii au sedii și puncte de lucru și în Sărulești și în Sintești. Documente și transporturi legale se fac cu acte emise ori în Sintești, ori în Sărulești. De aceea astfel de exemple le găsim și în altă țară, în alte locații din țară și ajutorul Ministerului de Finanțe e foarte important în a destructura aceste rețele de crimă organizată care încă funcționează în România, din păcate. Dar este și o problemă socială aici sau ar putea să fie, pentru că sunt, înțelegem, 800 de persoane. Categoric. Vă rog, Sintestul este încă o problemă socială, dar au început autoritățile să meargă acolo. Sunt organizații non-guvernamentale care merg acolo și se duc pe zona educației. Avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de rezolvarea problemelor de infrastructură și aici, cum se vede foarte clar, canalizare, avem nevoie de educație în primul rând. Și cred că un efort conjugat din partea mai multor ministere, mediu, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației au un efect benefic față de aceste comunități pe care noi, și îmi cer scuze, poate le-am ignorat până acum. Vorbim de peste 4-5.000 de tone. Cât din astea vor fi confiscate? Cât putem de mult, când ne permitem tehnic. Sunt diferite tipuri de deșeuri. Vom confisca mai întâi deșeurile masive, care prezintă un pericol pentru mediu, din care se scurg ulei. Avem acolo niște motoare dezasamblate, avem caroserii. După care, cu ajutorul primăriei, vom interveni pe deșeurile de dimensiuni mai mici, care necesită o forță de muncă specializată. De unde cu ajutorul primăriei, care până în acest moment nu a făcut nimic? Este adevărat. Dovezile sunt pe străzi că nu s-a implicat foarte mult, dar există metode prin care putem ajuta primăria să-și rezolve aceste probleme. Cum putem ajuta primăria? Cu siguranță responsabilitatea autorității locale este una imensă, pentru că aici vedem o situație generalizată la nivelul acestei comune și nu este o comună singulară din acest punct de vedere. Rețeaua este organizată în așa fel încât de munca oamenilor de aici beneficiază companii care generează documente false și este cel mai important lucru, împreună cu Ministerul de Finanțe vom merge pe fir mai departe și controlele se vor duce până la companiile care valorifică aceste cantități de deșeuri, care sunt colectate ilegal, sunt sortate ilegal, sunt depozitate ilegal, dar sunt practic curățate printr-o șuvecă de companii care acoperă și dă o nuanță de legalitate acestei activități. Garda de Mediu asta a făcut în ultimele luni. A
S-a dus pe rețelele organizate și este cel mai important lucru alături de Ministerul de Finanțe și Ministerul de Justiție în comun, împreună, să putem destructura aceste rețele. Autoritatea publică locală va trebui să vină în ajutorul cetățenilor și să le dea un sprijin să legalizeze activitatea de aici. Nu spune nimeni că nu este nevoie de colectare de deșeuri, că nu este nevoie de sortarea, pentru că am văzut în unele locuri chiar se face sortare. Sticlele într-o parte, fierul într-o parte, metalele prețioase într-o parte. Este bine că se face așa ceva, dar trebuie să se facă legal. Și autoritatea publică locală are această responsabilitate. Dacă o comunitate cu asta se ocupă, trebuie să existe o platformă unde aceste activități se desfășoară în mod legal. Și după aceea, Garda de Mediu și Ministerul Mediu nu mai are nicio problemă în a controla, verifica, nu ajungem la confiscări, nu ajungem să îngreunăm situația socială de aici, ci verificăm o activitate legală. De ce ați venit personal aici, domnule ministru? De ce ați venit personal aici și dacă v-ați gândit mult înainte să veniți? Nu m-am gândit mult. Am fost anunțat de domnul comisar șef. Cred că este o acțiune de amploare la care trebuie să participe și ministru. Semnalul nostru trebuie să fie foarte clar. Destructurăm clima organizată și alături de autoritatea locală trebuie să creăm posibilitatea desfășurării în condiții legale aceste activități. Sunt